ziua, prieteni! Bună ziua! După cum am văzut că v-a plăcut atelierele noastre de reciclare și o să continuăm cu aceeași temă, o să reciclăm niște tricouri mai vechi și o să executăm niște accesorii pentru păr. Aici, în acest tricou micut, deci am lăsat un semn însemnat cu creionul. Iată așa o formă pe care Eva o să taie și o să decorăm cu ajutorul lui acest elastic simplu. Da? Deci plus o să mai avem nevoie pentru acest atelier de farfece, creion, ac și ață și, cum spuneam, și tricourile mai vechi. Deci o să tăiem din acest tricou niște fâșii. Da? O să avem nevoie de două fâșii pe care, dacă fiind acest tricou în două, o să tăiem undeva fâșiile de 8 cm pe lățime. Iar pe lungime o să tăiem de la început până la altul al tricoului și mai apoi o să ajustăm cum o să avem nevoie. Fâșii obținute, o să le întindem așa un pic. Și o să le punem în felul următor. Da? Deci așa. Cealaltă, așa. Așa. Aici. Așa. Cealaltă capăt. O să trecem așa. Și am obținut acest nod frumos. Aici o să ajustăm capetele să fie identice. Identice unul față de altul și plus identice în ambele părți, da? Adică iată așa. Uitați-vă ce nod frumos am primit. Acum, aceste capete, o să luăm iată așa o fâșiuță, la fel din tricou, un dreptunghi. Ne străduim să-l facem cu laturile egale. Aceste margini, da? O să le aducem unele lângă altele, așa, și o să le coasem. O să le însăilăm destul de bine ca să fie strâns. O să le unesc, cum a venit, și apoi o să acoper această zonă ca să fie foarte frumos. Această zonă o să acoper cu acea fâșiuță de pungul pe care l-am. Da, ideea acestor ateliere este, desigur, că experimentarea și implicarea copiilor, așa că nu așteptați să fie totul chiar perfect. Pentru ei este perfect așa cum. Și fâșia aceasta, da, ca să fie, aveți grijă, da, deci uitați-vă cum ar veni, aici o să stea la spate. Și să se vadă doar regiunea aceasta frumoasă, o să însăilăm totul, iată aici, da? Cum ar veni la spate. Nu am tăiat această ață pentru că am scos în continuu și am să fac o însăilătură aici. Deci aveți o bentiță de toată frumusețea. Hai, Eva, să o probăm! Puteți să experimentați cu lățimea fâșiilor în așa fel ca bentița să se primească un pic mai lată. Și la fel și cu culorile, cu totul. Puteți experimenta. Și ceea ce ne-am propus noi, să decorăm un elastic, la fel dintr-un tricou vechi.
deci cu ajutorul creionului am făcut conturul acestei fondițe, după care o decupăm. Uite, Eva, întindem un pic această fondiță, da? Întindem un pic și legăm de elasticul nostru. Și acum o să facem, uitați, vedeți? Așa se primește un iepuraș drăguț. Dar o lăsăm pe Eva să facă ea, da? Eva vrea să încerce așa cum își imaginează ea, că arată elasticul perfect. Luăm o bucată lungă, da? Iată așa, deci reciclați fără frică. Nu aruncați obiectele care credeți că nu mai aveți nevoie, pentru că din ele puteți face niște lucruri destul de originale și plus la asta, amintirea copiilor care o să o aibă în timpul atelierului, o să rămână pe mult timp. Eu zic că chiar o să purtăm această bentiță și acest elastic. Acesta este rezultatul nostru. Wow, chiar este frumos! Sper că v-a plăcut experimentele noastre. Nu uitați să încercați și voi, iar noi vă zicem la revedere, până pe data viitoare!